Așa? Tu te înveți să te oprești înainte de a-ți atinge obiectivul pe care îl ai. Bă, foarte multe lucruri, dar cred că întotdeauna pentru a avea rezultate trebuie să muncești foarte mult și trebuie, nu știu cum să zic eu, chiar dacă ai și înfrângeri și rezultate proaste, trebuie să ai puterea să treci peste ele, să mergi înainte. Foarte interesant ce a spus și chiar vă pun o întrebare a omului curios, cum de altfel cred că își pun o astfel de întrebare și telespectatorii. Ce este în mintea unui boxer, pentru că sunteți acest campion de inegalat, în momentul în care câștigă titlul mondial? Ce este în mintea dumneavoastră? Asta vă o spun așa ca, eu știu, n-am toată ziua ocazia să am în fața mea aici un campion mondial. Bine, chiar mă emoționează. Adică pentru mine sunt momente care nu le voi uita niciodată, fiindcă nu am cum, este imposibil. Și pur și simplu, știți cum e? În timpul meciului, practic, tu te gândești ce trebuie să faci ca să câștigi. Tu nu te gândești niciodată ce va fi dacă câștigi sau ce Eu va fi vorbesc de dacă momentul în pierzi. care ați primit centura, ați ridicat-o pe ring în Bine, sus. în momentul în care a bătut gongul, prima persoană care mi-a spus că sunt campion mondial a fost soția mea. Soția mea s-a dus la La unde juriu. stă delegatul general și contabilizează practic fiecare repriză și în momentul în care era ultima repriză s-a dus în spate și a văzut. Când a scris imediat punctajul, a văzut. Și știu că m-a strigat, bine, soția mea este italiancă și mi-a zis exact așa, Amore, ești campion mondial. Și ce să zic, deci atunci au fost, nu știu, cred că a fost așa, bine, știu că am și... Ați plâns de bucurie, este este... evident. Cred că sunt o persoană destul de tare, dar e imposibil să nu reacționezi așa într-un astfel de moment. Și practic ăla a fost cel mai important moment când s-a terminat meciul. Deci aia a Este fost un moment important. atunci am simțit practic așa, cum să zic eu, o ușurare, am simțit că nu știu, că a trecut totul și că a meritat tot ce am făcut. Vi s-a schimbat viața din acel moment? Eu v-am spus, ideea mea a fost ca viața mea să nu se schimbe deloc, dar clar că s-a schimbat, deci nu poți să zici că nu s-a schimbat, fiindcă au început să apară normal deja alte discuții și cu managerul și cu antrenorii, au început să apară foarte multe oferte, normal că și din punct de vedere financiar, normal că se schimbă totul și de asta n-am cum să zic că nu s-a schimbat. Eu am încercat eu ca persoană să nu mă schimb, acum nu știu dacă am reușit în totalitate sau nu, asta nu știu. Eu știu că reușiți și pentru că sunteți obișnuit cu ringul de box, știți că întotdeauna se bate un gong după prima rundă. Da. Așadar, dăm și noi un gong pentru o mică, scurtă pauză de publicitate și revenim cu Mihai Leu. Dragi telespectatori, am revenit după o partidă foarte frumoasă în prima rundă de box aici, alături de campionul mondial Mihai Leu și vreau să fac un mic amendament. Din regie mi s-a spus că am avut puține emoții când am intrat în publicitate. Tocmai spunea și domnul Mihai Leu că asta ne umanizează. Noi aici nu jucăm teatru. Totul se desfășoară într-o manieră reală. Și înainte de a intra pe fondul problemei și să continuăm dialogul, vreau să mulțumesc tuturor telespectatorilor care ne-au dat mesaje în privat și ne felicită pentru emisiune. Emisiunea, am primit mesaje din Statele Unite, din Africa de Sud, din Europa, Norvegia, Danemarca, Suedia, Germania, Italia. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți, ceea ce înseamnă că emisiunea se prezintă într-o manieră frumoasă, cu invitați de mare calitate și să continuăm runda a doua. Domnule Mihai Leu, spuneați mai devreme despre faptul că societatea poate ar trebui să apeleze la oameni ca dumneavoastră. Ce ați recomanda dumneavoastră dacă societatea nu vă solicită celor care ne privesc acum și au copii care vor să îmbrățișeze această activitate sportivă de box? Pentru că vorbim astăzi, să spunem, de această latură a sportului, pentru că sportul cuprinde mai multe preferințe, să spunem.
În primul rând, eu cred că exemplele sunt cele mai bune, fiindcă, nu știu, oricât ai povestit tu unui copil ce trebuie să facă în momentul în care el vede un boxer care a ajuns campion. Dar nu pe mine, v-am spus, noi avem foarte mulți campioni. Noi avem boxeri de mare valoare și în box, de foarte mare valoare și am avut tot timpul. Deci noi, boxul din România a fost tot timpul una dintre puterile lumii, să zic, cam în domeniul ăsta. Credeți că ne situăm la box într-un clasament mondial? Bine, acum, oricum sunteți campion mondial, dar așa, acum, privind tot boxul. Din păcate, acum suntem într-o situație, adică boxul din România este într-o situație foarte, foarte dificilă. Nu s-a făcut nimic pentru box, nu s-a clădit nimic pentru box. Acum, datorită unor probleme, să zic așa, bine, eu cred că și birocratice până la urmă și de legislație, Federația Română de Box nu primește bani de la Ministerul Sporturilor. Și părerea mea este un lucru incredibil, adică o federație națională, datorită, nu știu, am înțeles că federația are datorii la ANAF și datorită legislației în vigoare nu poate să primească în continuare bani de la Ministerul Sporturilor. Atunci nu poți să desfințeze o federație, nu este un SRL, nu este o firmă privată ca să zici că nu contează. Înseamnă că tot sportul în România se bazează mai mult pe latura privată, adică toți sportivii ar trebui să fie susținuți de mediul privat și nu de stat. Statul unde se mai implică atunci? Pentru ce mai avem ministrul tineretului și sportului, dacă nu se implică la nivelul... Iată, urmează campionatul din Japonia la gimnastică. Înțeleg că acolo nu o să avem reprezentare. Este foarte grav. E foarte grav. Nu poți... Sportul trebuie să aibă... Bine, și are un minister și trebuie ministerul, dar v-am spus, eu cred la ora asta cum s-a pornit. Eu cred că sportul va merge pe linia care trebuie, dar trebuie să mă așteptăm măcar, nu știu, măcar 6 luni de zile să vedem ce se întâmplă. Credeți că ar trebui ca disciplină în școli să fie obligatoriu sportul, adică să fie un sport mai de masă? Cum era înainte, sigur, nu fac apologia regimului trecut, dar erau ore de sport mai ample, se făcea mai mult sport. Dacă ne uităm acum la ce se întâmplă în străinătate și tot a spus domnul Țiriac, sportul n-ar trebui obligatoriu din școli, ar trebui obligatoriu din grădinițe. Dacă vă uitați, spre exemplu, ce se întâmplă în străinătate, spre exemplu, eu normal sunt interesat mai mult de box și de domeniul auto și puteți vedea, spre exemplu, și la box copii de câte 4-5 ani care încep să facă exerciții de box. Ați început la 6 ani, boxul. Am început, bine, sportul propriu-zis, l-am început la 4 ani, dar boxul, să merg la sala de box la 9 ani. Dar, oricum, este la ora asta, spre exemplu, în America, ei încearcă să vadă copiii de când sunt mici de tot, cam ce aptitudine au, da. Și încearcă să-i direcționeze pe, cum să zic eu, pe domeniul în care ar fi potriviți. Și de asta cred că să zici așa, să faci numai, nu știu, sport de masă de la 12 ani e puțin cam târziu. Ca un profesionist al sportului, dacă, să spunem, ați avea mai mulți copii, către ce sporturi i-ați îndrepta? Să zicem că le-ați descoperit anumite aptitudini, dumneavoastră fiind campion mondial la box. Ce sporturi credeți că ar fi cele mai bune sporturi de masă, mă refer, astfel încât și societatea noastră să fie sănătoasă? Pentru că o societate fără sport, fără sănătate, este o societate bolnavă. Este categoric foarte, foarte important să facă sport. Bineînțeles, eu sincer vă spun, i-aș îndrepta către box. Către box. Și boxul, să știți că este un sport care... Le diminuează și agresivitatea. Le diminuează și agresivitatea. Și părerea mea, este un sport în care ai nevoie de toate grupele musculare, fiindcă la box ai nevoie și de picioare și de brațe și de abdomen. Este un sport care te învață și pentru viață, că dacă greșești trebuie să plătești, fiindcă știți cum, dacă ții mâna un centimetru mai jos decât trebuie, e de ajuns ca să
ca să primești un punct care te poate pune jos. Și cred că este un sport foarte benefic. Care e lecția cea mai importantă care ați învățat-o de la box? Am spus, pentru mine cel mai important, atunci când ai greșit, plătești. Eu totuși mi-am pus întrebarea, cum nu ați pierdut niciodată un meci? Doar în cele de amatori, atunci când erați, ați pierdut de la 200 de meciuri, ați câștigat 190. Da. Sincer v-am spus, Eustațiu Mărgărit, cel care m-a crescut ca boxer, a fost un pedagog foarte bun. El a studiat și psihologia și a încercat așa de când m-a cunoscut să mă ducă, să zic, pe drumul pe care a crezut el că este cel mai bun. Și, spre exemplu, bine, niciodată nu îmi spunea fă asta, fă asta sau fă asta, dar încerca așa în timp, bine, eram copil, aveam 12 ani când am început să lucrez cu dânsul, dar încet, încet a încercat să-mi implementeze în minte lucruri care să-mi fie de folos. Și, spre exemplu, legat de box, el îmi spunea totdeauna așa, a zis, dacă pierzi un meci, nu este nicio problemă. A zis, singurul lucru pe care trebuie să-l faci tu, a zis să te dai jos din ring cu senzația că nu puteai face mai mult, că ai dat din tine tot ce ai putut. Trebuie să te pregătești pentru acel meci întotdeauna la maxim, să fii bine odihnit, să fii bine antrenat, să ai o alimentație sănătoasă. Și tot el zicea, dar dacă faci tot ce trebuie, este aproape imposibil să pierzi. Și atunci m-am învățat așa întotdeauna să fiu foarte bine pregătit, întotdeauna am fost foarte odihnit pentru meciurile mele, întotdeauna nu mi-am subestimat niciodată un adversar, întotdeauna am încercat să știu cât mai multe despre adversarii mei, să știu toate detaliile, să știu cum poate fi bătut și cred că lucrurile astea adunate au făcut să pierd atât de puține meciuri. V-a ajutat performanța obținută în box să treceți de partea cealaltă a baricadei la raliu? Categoric m-a ajutat. Era nevoie tot de adrenalină, nu? Pentru că și raliu înseamnă foarte multă adrenalină. Pot să spun că am avut clar niște calități pentru auto. Bine, cei care mă cunosc de mic, tatăl meu a fost campion național la automobilism și cei care mă cunosc de mic zic că la box am ajuns întâmplător. Așa că... Dar spun sincer, m-a ajutat mult boxul și titlul mondial de la box, inclusiv în auto, fiindcă am reușit de la bun început să știți că sportul cu motor este un sport în care ești foarte legat de partea financiară. Și eu, spre exemplu, având un renume foarte bun din box, normal că m-a ajutat încă de la început să am firme care să se implice alături de mine în sportul cu motor. Ăsta a fost începutul, după aceea norocul meu, mă rog, noroc, am și muncit foarte mult și la auto și am avut rezultate bune și atunci, practic, și boxul cu auto au făcut ca eu să pot în continuare să merg întotdeauna în România la un nivel, să zic așa, ridicat pentru campionatul național. Ați spus de sponsori care trebuie să sprijine raliurile. Unde este investiția mai mare, în box sau în raliuri? Pentru că fără finanțe, într-adevăr, nu se poate face nici performanță. Trebuie să fim realiști. Da, mai ales v-am spus sportul cu motor, dar nu numai sportul cu motor. În toate sporturile este nevoie de susținere, fiindcă până orice, și în tenis, și în box, și deci dacă nu se investesc bani, nu ai cum să te aștepți la rezultate. Acum, știți cum este așa un fel de cerc vicios, că de multe ori sponsorii nu apar fiindcă nu sunt rezultate. Rezultate fără sponsor este foarte greu să ai și este totdeauna fiecare trebuie să încerce să găsească soluțiile optime pentru a, să zicem așa, să reușească să convingă anumite firme de beneficiile pe care le-ar avea dacă se implică în sport. Dar aici cred că tot așa este nevoie de o legislație care să ajute sportul mai mult.
Dacă ar fi să faceți o retrospectivă a performanțelor obținute și în box și la raliu, dacă ar fi să o luați de la capăt, ce ați face? Poate, de obicei sunt genul de persoană care se uită totdeauna înainte, dar unul dintre puținele regrete pe care le am în viața mea, eu știți când am devenit campion mondial în timpul meciului, având acea problemă, am fost operat. Doctorul după operație mi-a spus că în octombrie eu pot să încep antrenamentele, adică până în octombrie trebuia să fac pauză. Eu deja în septembrie am boxat, practic am început antrenamentele în luna iunie și asta m-a costat, practic ăsta a fost sfârșitul carierei mele de boxer. Și cred că trebuia să fiu puțin mai, bine, m-a influențat foarte mult și managerul meu, a zis hai că merge, hai că o să fie în regulă. Dacă eu aș fi rămas, cum să zic eu, consecvent la ceea ce mi-a spus doctorul și aș fi ascultat de el, probabil că aș mai fi putut boxa încă 4-5 ani, ceea ce mi-ar fi... Dacă nu se întâmpla acea ruptură de ligament, continuați cariera în box? În mod sigur, să știți că sunt mulți care mă felicită. Aveam 29 de ani. Și în boxul profesionist, să știți că experiența este extrem de importantă. Adică de multe ori experiența poate face diferența mai mult decât în boxul amator, unde se boxează numai 3 reprize. Și cred că eram chiar în punctul în care se îmbina, să zic așa, și se îmbinau calitățile fizice pe care le aveam, cu poate și psihicul pe care l-aveam și experiența pe care o dobândisem. Și cred că era încă vârsta ideală pentru a face performanță încă vreo câțiva ani de zile. În acest moment, în anul de grație 2017, vă considerați un om împlinit? În primul rând pot să vă spun că am o familie extraordinară. Să vă trăiască. Am, mulțumesc. Știu că aveți un băiat cu care vă mândriți și el la rândul lui am se mândrește băiat, cu tata. Sincer, extraordinar. Sunt cu soția mea de 26 de ani împreună. Mulți înainte. Și pot să vă spun sincer că suntem așa exact ca la început și asta este cea mai mare satisfacție pe care putem să o avem. Deci iată că nu întâmplător astăzi am adus în fața telespectatorilor un campion mondial care nu numai că este campion mondial, este model pentru societate și eu vă felicit din inimă că ați dat curs mulțumesc invitației să veniți la această emisiune și vreau să spun un lucru că totuși viitorul aparține oricărei națiuni atunci când crezi în visele acelea frumoase pe care poți să le realizezi. Așa cum și dumneavoastră ați crezut în vise, cum unele s-au realizat, altele chiar dacă nu au fost pe plac, ați ajuns unde sunteți. Ce părere aveți totuși la final de emisiune, în câteva secunde, despre sport și despre societate în ansamblu? În primul rând, trebuie să visezi. Și este foarte frumos să visezi. Dacă tu nu ai niciun vis, înseamnă că nu ai niciun țel în viață, da. Nu ai nicio Trebuie să vă spun cu părere de rău că sună gongul final. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mai aștept cu mare drag atunci când veți câștiga și raliu. Vă mulțumim, dragi telespectatori. La revedere! La revedere!